Brașovul are un indice al puterii de cumpărare de Cluj-Napoca 2,3, Constanța, Oradea, în Timișoara. Din nou avem Salutare, salutare. Aproape 40% dintre voi, cei care ne urmăriți frecvent pe acest canal, sunteți abonați și vă mulțumesc. Mă onorează. Vă aștept și pe ceilalți 60% pentru că în felul ăsta putem Crește valoarea acestui canal și aduce și mai mult content de calitate și invitați de seamă în podcasturile noastre. Azi avem un review al ultimului raport imestial pe care te să a scos către piață, care are niște date foarte, foarte interesante și o să le iau pe rând, o să fie proiectate pe acest, pe acest frumos video și graficele ca să vedeți mai exact cum stăm. Începem cu primul și cel mai rezonant indicator, este prețul mediu pe metru pătrat la nivel de România care în trimestrul 1 2024 a fost 1544 de euro prețul mediu, da. Ce interesant este că este în creștere cu 8,2% față de același trimestru al anului precedent și cu 117,8% mai mare decât media anului 2014. 8,2% este mult, puțin. Sunt curios de părerele voastre, așa că lăsați în comentarii. Tocmai ieri aveam o discuție cu un client investor care spunea că se gândește serios dacă să se investească, că nu este foarte sigur că piața este blocată. Mie nu-mi pare că este blocată. Și ce este interesant e cum coroborăm acest preț mediu pe metru pătrat cu salariile din România, care nu numai că au ținut pasul, dar au și în trecut evoluția prețului mediu al imobilelor dacă ajustăm evoluția acestor prețuri cu evoluția salarială, în cifre reale avem o evoluție negativă a prețurilor la imobiliare. Cu alte cuvinte, imobiliarele s-au apreciat mai puțin decât s-a apreciat salariul. Pot să amintesc că la nivel de țară, în ianuarie 2024, salariul mediu net a fost de 977 de euro, iar în capitală de 1.233. Pot să intru și mai detaliu dacă veți și pe alte orașe, dar vă Vă recomand să-mi ceți asta în comentarii pentru că altfel aș face un video lung pe uh, acest subiect și sunt date care oricum sunt publice, le găsiți pe INS și de acolo puteți să vă dați singuri seama. Deci avem practic o creștere de 8,2% și o creștere a salariilor între timp cu încă 4% peste asta, adică cu 12%. Mergem mai departe către indicele puterii de cumpărare, calculat ca raport între salariul mediu net și prețul mediu pe metru pătrat, sau mai concret, cum, mai, uh, suntem, cum îl mai recunoaștem noi în discuțiile noastre pe teme de date și de analize de date, câte salarii medii, medii sunt necesare pentru achiziționarea unui metru pătrat de locuință. Și acest indice al puterii de cumpărare puteți calcula la nivel național, sau puteți calcula la nivel regional, sau la nivel de orașe sau județe. Câte salarii medii nete. E important, da? Și avem, foarte interesant, la nivel de România, avem 1,58 de salarii medii nete pentru un metru pătrat de locuință. Și ăsta este cel mai scăzut nivel din actualul ciclu imobiliar. Deci, în mod ironic, imobiliarele sunt mai accesibile decât erau în 2014, care a fost, să zicem, startul acestui nou ciclu, când acest indice a fost 1,86. Între toate cele șase mari orașe ale țării, Bucureștiul este din nou în mod ironic cel mai accesibil, are un IPC de 1,35 într-o ușoară creștere față de media lui 2023, care a fost 1,31. În 2014 IPC-ul era 1,74, deci din nou iată au devenit mai accesibile. Este foarte interesant că românii și în general oamenii nu percep asta. Ei se uită doar, mamă, cât costă acum imobiliarele, dar nu se uită, de fapt, cât câștigă. E un bias. Mintea umană nu poate să. Uh, uh, cuprindă ambele date în același timp, poate gândi relativ, gândește în termeni absoluți. Mă, cât costă un bilet la cinema? Pe costă 3 lei. A, pe vremea mea era un leu, e mai scump acum. Da, dar pe vremea ta câștigam mai puțin decât câștigă acum cel care plătește 3 lei. Da. Brașovul are un indice al puterii de cumpărare de 1,98 în creștere față de un minim de 1,81 pe care l-am avut în 2019, dar mai puțin decât în 2014 când a fost 2,19. Deci vedeți că până acum avem Bucureștiul mult mai accesibil decât Brașov. Cluj-Napoca, 2,3, este cel mai ridicat nivel din țară, fiind constant, cam pe la același nivel, încă din 2014. Practic, în Cluj, prețurile au crescut odată cu salariile. Asta spune, de fapt, acest indice, deci, practic, au avut o evoluție similară. În Timișoara, din nou avem cel mai mic indice al puterii de cumpărare din acest ciclu imobiliar, în cazul Timișoarei, de 1,46. Deci cumva Timișoara este cel mai aproape de București ca accesibilitate. Deci un oraș foarte interesant peste care uh, să vă uitați. Constanța, 1,83 comparativ cu 2,36 în 2014. Deci Constanța e mai degrabă spre Brașov. Iașul, care înregistrează în uh, Raportul nostru, un IPC de 1,63. Deci, iată că avem tot București, Timișoara, Iași, practic ca accesibilitate, ca indice al puterii de cumpărare. În 2014, raportul arăta uh, un indice al puterii de cumpărare de 2,09. Deci, din nou, este un punct mult mai jos decât era punctul de start al acestui ciclu care a fost anul 2014. Includem analiza de concept de, din acest trimestru și orașul Oradea care a devenit foarte interesant pentru investiții și atrage investiții majore. Probabil știți de către știți despre Nokia Tire sau despre Steel, companii mari care investesc sute de milioane sau chiar miliarde în Oradea și multe alte investiții de infrastructură mare care cumva leagă Oradea foarte bine cu occidentul și de asemenea leagă foarte bine Oradea cu România, cu restul României. Oradea în mod uh, surprinzător sau nu are un IPC de 1,9, deci cumva este aproape la nivelul Brașovului. Deci practic un oraș mai puțin accesibil, dar chiar și așa este din nou cel mai scăzut nivel din acest ciclu imobiliar pentru Oradea, um, ciclu care a început în 2014. Deci practic am avea un top al celor uh, șapte orașe principale, da, incluzând și Oradea, care sunt așa, Bucureștiul cel mai accesibil, Timișoara pe locul 2 cu 1.46, pe locul 3 Iași cu 1.63, da, pe locul 4 este Constanța cu 1,83. Pe locul 5 este Oradea cu 1,9. Pe locul 6 este Brașov cu 1,98. Și pe locul 7 este Cluj-Napoca cu 2,3. Acum o să mă întrebați oare... Ținând cont de acest indice, Daniel, este bine să investim în Cluj? Um, eu aș așa și chiar astăzi am avut o discuție pe acest subiect cu un investitor din Cluj care caută să se diversifice în mai multe orașe. Cluj are un potențial imens de dezvoltare mai departe, are o mulțime de investiții care sunt atrase, sunt multe investiții în infrastructura locală, avem centuri, avem deja autostradă care o leagă cu restul României, avem metrou, avem tren, o, o rută metropolitană, de, de tren care se dezvoltă. Orașul în sine este unul pitoresc și avem acest mare avantaj în faptul că este oraș universitar, al doilea după București și de asemenea atrage mult business din zona de tech care implică salarii mai bune în zona tehnologie și asta face Clujul să fie un oraș atractiv în continuare. Se va dezvolta mai departe cu siguranță. Va crește acest indice Probabil că da, pentru că suntem cumva la mijlocul acestui ciclu și cel mai probabil urmează o perioadă de explozie în care toate cele șapte orașe menționate vor crește, așa că și Clujul ne așteptăm să crească mai mult. Dar până la urmă vedeți care este frumusețea acestui indice al puterii de cumpărare. El măsoară nu numai prețurile, ci măsoară și le măsoară în raport cu salariul mediu net în zona respectivă. Și cel mai probabil pentru că Cluj are acest apetit pentru companii din zona tehnologie, acest salariu mediu net va crește și automat indicele, chiar dacă prețul imobiliarilor vor crește în continuare, acest indice nu va fi cu mult diferit um, față de acum, ci probabil va ține pasul pe la, după care vor la puternic în sus. Deci da, pentru cei care vă uitați la Cluj, chiar dacă e cel mai scump din România, este în continuare un oraș atractiv. Dar top 3, într-adevăr, ca accesibilitate sunt București, Timișoara și Iași. Bun. Mergem mai departe către numărul de tranzacții care s-au înregistrat. Dacă în prima parte a anului 2023 numărul tranzacțiilor încheiate a fost în declin, în 2024 piața se revigorează. Aviz celor care spun că piața imobiliară este blocată. Dacă analizăm unitățile individuale, în luna ianuarie au fost încheiate 10.215 tranzacții, care înseamnă o creștere cu 26% față de anul trecut. Este o creștere importantă. Trendul a fost continuat inclusiv în luna februarie, în care am avut aproape 14.200 tranzacții, în creștere cu 28% față de aceeași lună anului precedent și toate marile orașe analizate în studiul de concept au înregistrat creșteri substanțiale în numărul de tranzacții efectuate la începutul anului și fiind foarte aproape sau chiar doburând recordul din 2021-2022. E foarte interesant asta. Este extrem de interesant. Piața începe să devină matură. E, e, e fain. Deci, pe de-o parte, ai senzația că, băi, de nu mai e piața aia care era odată, da? Prin acel dată, în în, înainte de război din Ucraina. Pe de altă parte, cifrele spun cu tot altceva. Da? Cine are dreptate? Răspunsul este da. <laughs> eu tin să uh, cred în cifre, pentru că eu sunt un om de cifre, am terminat cibernetica și aproape tot ceea ce gândesc și fac în business, în investiții, este legat de cifre. Dar, evident, în investiții contează și percepția uh, oamenilor, pentru că dacă percepția este una negativă pentru viitor, șansele sunt mai mici să investești, pentru că nu ai încredere atât de mare că, uh, punând banii acum, vei avea un câștig în viitor. Prin urmare, îi ții mai degrabă în investiții mai sigure. Uh, pe de altă parte, iată, totuși, că datele arată uh, cu totul opus față de percepția generală. Din experiență, percepția survine datelor cu o întârziere între 6 și 12 luni. Așa că probabil că spre finul acestui an vom avea și uh, o percepție mai pozitivă asupra pieței și asupra economiei României. Cât timp ținem, o ținem tot așa și cât timp votăm corect la alegeri. Că bai doi să nu uitați că avem multe alegeri a noastră și vă recomand tuturor să mergeți cu toată inima înainte să vă puneți votul cu cei pe care considerați că sunt potriviți vouă. Creșterea numărului de a fost bazată în mare parte pe accesibilitatea creditelor. și un lucru foarte interesant. Da? Oamenii au percepția că creditele sunt scumpe. Nu mai sunt scumpe. Au scăzut la aproape același nivel dinaintea războiului din Ucraina. Mă refer aici la persoane fizice. Sunt încă scumpe la persoane juridice. Da? Și probabil că și acolo o să vedem o scădere în următoarea perioadă, dar pentru marea populație, pentru România, pentru români, vestea asta că creditele sunt din ce în ce mai accesibile este una extrem de pozitivă și uite ne spun și datele în luna ianuarie unitățile individuale au fost achiziționate în proporție de doar 49% din fonduri proprii comparativ cu 57% anul trecut este o diferență importantă nu poți, am cuvinte să zic cât de importantă este pentru că e un salt practic am trecut pe majoritari tranzacții cu credite Diferențe asemănătoare se regăsesc în toate mările județe. Surpriza venim chiar de la Cluj unde 41% din unități au fost achiziționate cu fonduri proprii, comparativ cu 54% în 2020. Deci, practic, avem aproape 6% între tranzacții pe unitățile individuale, spețări, locuințe, realizat din credit. Deci, practic, s-a contrabalansat acest, această balanță, avem, practic, mai mult credit în total achiziții. Fai, nu? Stăți din vă rog comentariile voastre și sunt curios de opinia pe care o aveți. Căutați să fiți bazați pe date. Știu că o să spuneți mulți dintre voi, da, eu lucrez în imobiliare, sunt activ aici și am interes. Dacă aveam interes, măsurau datele. Astea sunt datele. Sunt reale, sunt de la INSE, sunt de raportul nostru dat către piață, dat către presă, sunt publice. Sunt INS, imobiliare și diverse analize ale noastre, plus date din platforme internaționale de date. Deci sunt corecte. Da, credeți sau nu, sunt corecte. Mai departe, încheiem cu un alt indice pe care noi îl analizăm în raportul nostru, randamentul mediu brut da? deci înainte de taxe și de costuri și îl calculăm la nivel de mari orașe. Aici nu am inclus încă oradă, dar urmează să includem și Oradea din motorul studiu. Avem cele șase orașe principale din România, avem București, Brașov, Cluj, Timișoara, Constanța, Iași. Iar randamentul mediu brut e calculat pe garsonieră, două camere și trei camere. Da? Ținând cont de niște valori medii ale de suprafață și de preț metru pătrat pentru respectivele unități și de chirie medie de asemenea. Și îmi dă foarte interesant, ne dă foarte interesant, pe București, cel mai bun randament brut, care este în jurul a 7% pentru gasonieră și două camere și 6,5% pentru trei camere, brut, din nou. De aici, cazi taxe și costurile de administrare. Prașovul este în jur de 6, da? Avem 5 la garsoniere, 6, 3 la 2 camere și 5, 7 la 3 camere. Clujul este cumva cel mai jos, era de așteptat, ca randament. Avem în jurul a 4,3 mediu, da? Garsoniere, 2 camere, 3 camere. Timișoara, destul de diversificat, la garson avem 4,6%, la două camere 5% și la trei camere 5,5%. Deci media este pe la 5% la Timișoara, ceea ce e surprinzător, pentru că Timișoara același timp este un oraș destul de accesibil și iată care de destul de jos, Deci, practic, cumva, probabil că piața este subevaluată la prețul de vânzare și supraevaluată la chirii. Constanța este la 6%, avem pe cam pe toate cele trei, ca să ne dau cam niște camere. Iar la Iași avem între 5,5 și 6,2, deci în jurul a 6% este și la Iași. Deci din nou, dacă ar fi să fac un top, cel mai bun randament îl obții în București, da? urmat apoi de Iași, foarte interesant, după care mergem la Constanța, randamente foarte bune pe închirieri pe termen lung. Important, da? Constanța mai are avantajul că avem și închirieri pe termen scurt pentru că este un oraș turistic. După care urmează Brașovul, destul de apropiat de uh, Constanța uh, și, și aici avem din nou avantajul că randamentele pot fi mai mari dacă uh, luăm în calcul și short term renting-ul și urmează apoi evident ultimele orașe și anume Timișoara și Cluj. Cam atât, dragii mei. Asta a fost raportul de concept pe trimestrul 1 al 2024. Sunt curios de opinia voastră. Vă deveni uh, constant cu astfel de date. pregătim și un nou raport uh, la nivel național și la nivel de întreg an uh, 2023, uh, care să, pe care să-l plasăm cumva și într-un orizont european. Așa că stați pe aproape, dați subscribe, stați aproape de noi pentru că vom reveni cu super date, cu super invitați la podcast și, de ce nu, cu răspunsuri inclusiv la comentariile voastre. Chiar urmează un QA pe care o să facem în următoarea perioadă, stați pe aproape și dați un like și share, ajutați-ne să creștem pentru că felul ăsta și noi putem deveni mai buni pentru voi să vă oferim ceea ce aveți nevoie. Toate bune! Ciao!